Un avion cu 100 de pasageri la bord a fost la un pas de tragedie aseară pe un aeroport de la Teheran, capitala Iranului. Într-un videoclip postat de agenția de știri locală se pot observa flăcări și scântei în spatele aeronavei în momentul aterizării. Trenul de aterizare al avionului nu s-a deschis, iar echipajul a fost nevoit să se învârtă o vreme deasupra aeroportului ca să consume combustibilul. Minunea a făcut ca la aterizare piloții să se descurce excelent cu manevrarea aparatului de zbor, astfel încât toți cei 100 de pasageri, inclusiv membrii echipajului, au reușit să scape nevătămați. Avionul aparținea companiei de stat aeriene din Iran, acolo unde au loc des accidente cu implicarea aparatelor de zbor. Acest incident survine la nici 2 săptămâni de la producerea unui alt accident aviatic de proporții care a avut loc în Etiopia. Un Boeing 787 Max care se îndrepta spre Kenya s-a prăbușit la 6 minute de la decolare de pe aeroportul din Addis Abeba, formând un crater adânc de peste 10 metri. Toate cele 157 de persoane aflate la bord, inclusiv membrii echipajului, au decedat. Aeronava nu avea defecțiuni tehnice majore, însă după găsirea cutiilor negre, s-a descoperit că piloții au încercat să ia altitudine foarte repede cu o viteză dublă față de cea normală.